Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași și Muzeul Dunării de Jos, în parteneriat cu Palatul Copiilor, au organizat miercuri 24 februarie, începând cu ora 18, spectacolul artistic online de Dragobete iubește românește. Călărășenii au putut să petreacă alături de Corul Camerata Danubii, Grupul de Copii Flores Campi și Ansamblul folcloric Ghiocelul, o oră de neuitat din confortul casei lor, într-un spectacol oferit gratuit online de Consiliul Județean prin Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași. Spectacolul a fost difuzat pe pagina de Facebook a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Pentru că este ziua de Dragobete, se spune că este bine să ne bucurăm, să petrecem, să fim veseli, ca să ne meargă așa bine tot anul, nu? Prin urmare, Centrul Județean de Cultură și Creație s-a gândit la dumneavoastră și v-a pregătit în această seară un program foarte frumos, unde veți urmări copiii talentați ai județului nostru și nu doar copiii. Pentru că vreau să încep această seară prezentând în fața dumneavoastră un cor. Nu știu dacă i-ați văzut de foarte multă vreme, pentru că a fost și situația aceasta, cu siguranță nu prea i-ați văzut, de aceea ne bucurăm că îi avem alături de noi pe cei de la Camerata Danubii. Usei mai să se mulțească și să mă iubească băieții. Până ce le-am văzut, mi-a plăcut pe loc. Credeam că el e altfel și că am noroc, dar m-a greșit. Cum o fi făcut? Și dacă aș fi în stare